Ministerul Afacerilor Interne și-a deschis azi porțile pentru copii. Chiar cu o zi înainte de ziua celor mici, polițiștii își etalează echipamentele și autospecialele utilizate în activitatea de zi cu zi. De asemenea, vor avea loc tot felul de demonstrații și va putea fi vizitată și clădirea Ministerului Afacerilor Interne. Cu detalii de acolo ni se alătură Marina Filimon. Marina, bine te-am găsit. Au început să vină cei mici? Bun găsit și vă spunem bună dimineața de aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, unde, ca în fiecare an, ziua porților deschise este un deliciu pentru copii, bineînțeles, dar și pentru părinții și bunicii care i-au însoțit astăzi aici. O zi ne desparte până la ziua copilului, însă au luat-o în avans. Au luat-o în avans și au rămas uimiți de ceea ce au găsit aici. Peste 50% dintre copii vor să devină polițiști, ceilalți pompieri, ceilalți se mai gândesc. În schimb, foarte curajoși, după cum auziți și pe fundal, sunt extrem de încântați. Însă vedetele ediției de anul acesta au fost caii jandarmeriei, dar și câinii de poliție, câinii antrenați în mod special să lupte cu infractorii și să descopere substanțele stupefiante. După cum puteți observa, cei mai încântați sunt copiii și sunt încântați de motocicletele poliției române. Sunt un adevărat deliciu, după cum vă spuneam. O să rog pe colegul meu să se mute exact pe balconul Ministerului Afacerilor Interne, acolo unde copiii ne fac cu mâna, copiii cu baloanele sunt extrem de încântați pentru că au avut ocazia să urce în balconul Ministerului, un balcon care este încărcat de istorie pentru țara noastră. Au reușit să aibă ocazia să intre chiar în minister, în sală, la debriefică, în sala de marmură, iar distracția nu se oprește aici. Mai devreme am avut și muzică pe fundal. Copiii au avut posibilitatea să urce pe autovehiculele din partea poliției, să urce chiar în elicoptere, să se joace cu câinii de poliție și, bineînțeles, după cum vă spuneam, cu atracția principală, caii jandarmeriei române, care sunt cei mai prietenoși, cam fiecare an de altfel.